O atmosferă extraordinară s-a creat la Câmpul Lung după ce reprezentanții Casei de Cultură Tudor Mușatescu au umplut o poiană din localitate cu multe hamace și pufi colorați. Proiectul Poiana Culturală Câmpul Lung Mușel, după cum vedeți, și-a atins scopul, acela de a scoate oamenii din casă și a-i aduce, iată, în această minunată poiană, să stea pe hamace, pe pufi, să stea pe butuci, să stea pe pături și să asiste la spectacolele noastre muzicale, de teatru, de poezie pe care le organizăm. Tot acolo a fost amenajată o scenă cu echipamente de sonorizare și au fost chemați artiști locali de toate categoriile, chiar și elevi de liceu. 200 de lei, adevărată ocazie. Ce ocazie? Cu banii ăștia puteai să iei nou. Te-a păcălit și a bătut joc de dumneata. De la cine ai luat-o? De la Stănciulescu. Păi normal că ai luat-o de la Stănciulescu, singurul pălărier bun din Mulgeanu. Pentru a celebra pe Tudor Mușatescu, tocmai s-au împlinit 121 de ani de la nașterea acestuia și ne-a lăsat o operă monumentală. Oamenii au profitat de ocazie și s-au distrat în locul pe care de acum îl numesc Poiana Colorată.